Haaland este unul dintre cei mai buni striker în momentul de față. El este o adevărată mașină de goluri reușind în sezonul trecut să înscrie peste 35 de goluri în Premier League, câștigând astfel Premier League, dar nu doar atât, Haaland împreună cu City reușește să câștige trofeul Champions League. În acest videoclip îi vom simula cariera lui Haaland până când se retrage. Ei bine, am ajuns în Manchester, unde Haaland este aici la City, însă înainte să începem trebuie să setăm obiectivele lui Haaland, așa că obiectivele sunt în felul următor. Haaland trebuie să ajungă la overall de 99, el de asemenea trebuie să câștige 8 baloane de aur. Haaland trebuie să câștige 5 Champions League-uri. Haaland însă va trebui să câștige trofeul ligii în 3 ligi diferite. Haaland va trebui să câștige 7 ghete de aur, dar noi o să încercăm să mai punem încă obiectiv. Haaland trebuie să câștige World Cup sau dacă nu Euro. Cel mai bine ar fi să le câștige pe amândouă, acum vedem care cum e. Iar ultimul obiectiv al nostru este ca Haaland să înscrie 400 de goluri. Acestea sunt obiectivele pentru Haaland, eu cred că o să le completeze pe toate, însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de să facem cât mai multe like-uri, să vă balanți în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a primi mai multe notificări. E bine, pentru primul sezon vreau să-l păstrăm pe Haaland la City, să-l mai țin un sezon și în sezonul al doilea poate-l transferăm, însă sezonul acesta trebuie să urcăm puțin la echipă pentru că nu prea stă destul de bine aici, văd că Guardiola nu stă în poziția lui, Rodri nu prea stă, dar puteți să-l facem aici un cât de mâini și o să stea. E bine, cam așa va arăta echipa lui City în acest sezon, însă Haaland nu are nevoie doar de echipă, are nevoie și de un development plan destul de bun. Iar pentru primul sezon eu mă gândesc să-i punem un mobil striker, văd că crește cel mai rapid, așa că mobil striker o să-i punem. E bine, cam așa va arăta echipa și așa o să stea Haaland, așa că haide să-i dăm simulare la primul sezon să vedem ce reușește Haaland să facă în continuare la City. E bine, la balonul de aur Haaland are șansa să-l câștige din primul sezon, așa că hai să vedem și câștigă primul lui balon de aur, let's go! E bine, antrenamentul de simulare la primul sezon, haideți să vedem cum arată echipa și cum arată Haaland. 94 overall pentru Haaland, bine acolo, însă haideți să vedem ce stats-uri are, asta ne interesează pe noi. Și 32 de goluri în primul sezon, mă, let's go. Și 4 asisturi, dar nu prea le numărăm, doar golurile. Însă ce numărăm este gheata de aur care nu reușește Haaland să câștige. Bă, Salah ne-a în față, se pare că în Premier League Haaland înscrie doar 21 de goluri. E bine, haideți să vedem și aolo, locul 5, mă. Imposibil așa, Liverpool câștigă pe locul 1, locul 2 Newcastle, locul 3 Spurs, Manchester United pe 4. Ok, asta e problema. Haideți să vedem ce a făcut Champions League, se pare că ieșim din grupă pe locul 2, ok. Însă în round of 16 ne scoate Inter cu 3-2 la general. Da, e bine, am lămurit cu City care trebuie să doamnă anterior, așa că da, Haaland va fi transferat neapărat, nu știu ce se întâmplă cu City, cum au reușit pe locul 5 să termine acolo sezonul și cum n-au reușit de fapt să câștige Champions League până la urmă. Așa că Haaland este deja pus pe lista de transfer și noi așteptăm oferte. Bine, se pare că prima ofertă pentru Haaland este de la Arsenal. Ok, interesant, interesant, însă da, nu cred că o să merge la Arsenal. E bine, și se pare că Haaland primește o ofertă interesantă la Real Madrid, așa că categoric mergem la Real Madrid. E bine, și transferul se face, Haaland pleacă la Real Madrid, mă. E bine, am ajuns în Spania la Real Madrid, unde vedem că arată foarte, foarte, foarte bine echipa. Așa, abia aștept să-l văd pe Haaland aici în echipă. Bine, și cam așa va arăta echipa. Arată minunat, minunat. Bellingham, Tchouameni, Valverde, mijlocul perfect. În atac Vini, Haaland, Rodrigo. Ce poți să-ți dorești mai mult. În apărare Militao cu Rudiger, Arnau Martinez. În stânga Mendy, foarte, foarte mult jucător. Și în poartă Courtois, care o să rupă. Însă la fel lui Haaland trebuie să punem un development plan bun ca să reușească acolo. Așa că haideți să vedem ce development plan punem. Vedem că pe target player crește ce mai rapid, așa că o să punem un target player în acest sezon. Simulăm și sezonul 2 la Real Madrid, data asta cu Haaland. Let's go, hai să vedem ce reușește. E bine, haide să vedem dacă Haaland reușește să câștige balonul de aur și este Kylian Mbappé data asta. Bă, din cauza că a câștigat Champions League-ul de aia. Am terminat de simulat, așa că hai să vedem cum arată Haaland și are 95 overall. Bine, mamă, bă, dar și ce echipă joacă, în ce echipă joacă. Hai să vedem totuși câte goluri a înscris și a înscris 45 de goluri, mă, let's go. 45 de goluri a rupt acolo. Vine ta și el cu 36 de goluri, mamă, câte goluri au înscris echipa mea. Hai să vedem totuși gheata de aur, reușim cu 32 de goluri să câștigăm gheata de aur pentru prima oară, let's go. La Liga reușim, reușim pe locul 1 cu 87 de puncte, reușim să câștigăm la Liga, let's go. Avem completat unul din 3 obiective acolo la Liga. Haideți să vedem totuși ce am făcut în Champions League, se pare că de data asta este complet diferit la Real Madrid. Real Madrid termină grupa pe locul 1 cu 18 puncte, asta înseamnă că n-a pierdut absolut deloc. În round of 16 se
pare că îi spargem pe RB Leipzig cu 5-2 la general. În quarterfinal se pare că dă de Barcelona un El Clasico acolo, însă Real Madrid câștigă cu 3-1 la general. În semifinal se pare că Real Madrid dă de Spurs, ok. Mă mir că au ajuns în semifinale, însă reușim să trecem peste ei cu 5-4 la general, foarte, foarte aproape. Iar finala vedem că o va juca versus Paris Saint-Germain versus Mbappe, care ne-a furat balonul de aur. Hai să vedem totuși dacă am câștigat și reușim să câștigăm cu 3-0. Wow, i-am spart pe cel la PSG. E bine, suntem în sezon cu numărul 3, nu prea le numărăm pentru că o să jucăm până când se retrage Haaland. Însă Haaland este în continuare aici la Real Madrid, unde a jucat foarte, foarte, foarte bine sezonul anterior, iar nu văd un motiv pentru a-l muta la altă echipă. Așa că sezonul acesta îl vom păstra din nou la Real Madrid. La echipă nu o să schimbe nimic pentru că are cu ce lucra aici Haaland. Așa că haideți să vedem ce development plan îi vom da lui Haaland. Ok, și se pare că cel mai bun pentru el este mobile striker sau target player și să fiu sincer, data asta mă gândesc să-i dau un mobile striker pentru că, na, pustează mult shooting-ul și vrem să ajungem la 99 shooting. Ei bine, Haaland și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm și acest sezon. Simulăm sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușește Haaland să facă la Real Madrid din nou. Ei bine, haideți să vedem cine este câștigătorul balonul de aur și este Haaland, mă, let's go! A doua oară câștigă Haaland balonul de aur. Ei bine, am terminat de simulat sezonul, haideți să vedem cum arată echipa și Haaland și vedem că este la național. Ok, ok, are 96 overall, bine, bine, foarte bine pentru el. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să dea. 28 de goluri, ok, mai puține, însă le-a cam împărțit aici cu Vini. Haideți să vedem totuși dacă reușim să câștigăm la Liga. Nu reușim, locul 3, Barcelona aici reușește cu 92 de puncte să câștige și noi suntem destul de departe. Însă haideți să vedem ce a făcut în Champions League. Se pare că am ieșit din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Benfica, pe care o distrugem cu 6-1 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Milan, pe care o batem cu 5-4 la general. În semifinal dăm de Roma, însă reușit să trecem departe în finală cu 1-0 la general, foarte, foarte aproape. Iar se pare că finala vom juca versus Inter, care reușim să o câștigăm, două finale la rând câștigate. Real Madrid reușește să câștige acest match cu 1-0. E bine, am intrat în sezonul cu numărul 4. Haideți să vedem cum arată în continuare Haaland. Pare că încă este la națională și o să ne uităm și noi ce a făcut. Haaland are în continuare 96 overall, însă haideți să-i dăm și un development plan bun ca să ne asigurăm aici pe acest sezon. Pare că în continuare Haaland îi place target player și mobile striker, așa că o să păstrăm mobile striker. E bine, Norvegia a reușit să iasă din grupa C pe primul loc cu 9 puncte. Portugalia a ieșit pe locul 2 cu 2 puncte. Însă se scoasă foarte, foarte devreme de Cehia, bă, ce rapid a fost scoasă. 2-1 reușesc și finalul câștigă. Ok, o câștigă Spania, ok. E bine, Haaland și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușește Haaland să facă în continuare la Real Madrid. E bine, haideți să vedem dacă Haaland reușește din nou și nu, data asta este Vinicius. Wow, ok. Am transformat, așa că haideți să vedem cum arată echipa și Haaland are 97 overall. Mamă, cum arată staturile astea. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să dea. 36 de goluri la număr, foarte, foarte, foarte bine pentru el. Haideți să vedem gheata de aur, reușim și se pare că reușim cu 25 de goluri să câștigăm din nou gheata de aur, let's go. Haideți să vedem în La Liga, reușim aici pe locul 1 la Liga să câștigăm cu 96 de puncte, mamă ce distanță. Haideți să vedem ce a făcut în Champions League, se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 6 se pare că dăm de Manchester United, pe care o batem cu 5-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de Leverkusen, pe care o batem cu 6-3 la general. În semifinal se pare că dăm de PSG, pe care reușim să bate cu 3-1 la general, let's go. Iar finala se pare că vom juca versus Borussia Dortmund. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm a treia oară și reușim cu 3-2 să câștigăm a treia oară la rând Champions League. Wow, efectiv, n-ai ce să zici. Real Madrid totuși, e Real Madrid. E bine, am intrat în următorul sezon, unde vedem aici că Haaland se află în continuare. El are 26 de ani, a completat foarte multe chestii la Real Madrid, însă noi mai avem obiectiv de făcut, așa că haideți să-l transferăm la altă echipă. Din păcate, nu știu dacă va reuși cu 97 overall, nu știu ce îl va cumpăra. Ok, se pare că prima ofertă pentru Haaland de la City, 423 de milioane de euro. Wow, ok, nu știu ce să zic, însă haideți să vedem totuși ce echipă are City. E bine, ați vedea un atac, ok, interesant, se pare că l-a pe roche.
Fodă în continuare cu Doku. Ok, interesant. Atac bun și se pare că avem și noi loc. Mijlocul, hai să vedem cum arată mijlocul. Și arată destul ok. Bernard Silva încă mai joacă, Rodrigo mai joacă, însă sunt bătrâni ei. Însă Frankie Dunk este aici, însă tot așa 30 de ani. Iar în apare parcă l-au pe Botman, Diaz în continuare și câțiva jucători interesanți. Bă, merge de un Champions League, merge de un Champions League. Acum nu știu dacă reușim să plecăm după aia de la City. E bine, m-am gândit și am hotărât că până la urmă mergem în Premier League, pentru că na, totuși avem nevoie de completarea acelui obiectiv, așa că o să acceptăm această ofertă, oricum este cam singura care o să vedem, cred. E bine, și se pare că Haaland pleacă din nou, însă data asta nu pleacă de la City, se duce la City de la Real Madrid, așa că o să fie interesant să vedem ce reușește acolo. E bine, am ajuns înapoi la City, nu știu cât o să stăm aici, însă este bine să vedem apoi pe Haaland la City. Cum aranjăm echipa și cum o să joace toți jucătorii ăștia interesanți, pentru că au niște jucători interesanți, însă oricum au o echipă destul de bună. Nu înțeleg de ce joacă invers, iar trebuie să joace invers, pentru că el este right winger, el este left winger, da, ok. Însă haideți să vedem totuși ce diplomă în plan îi pune lui Haaland, pentru că da, v-am spus că avea nevoie și de diplomă în plan și eu cred că da, clar, target player este cel mai convenabil pentru el. E bine, Haaland și echipa sunt pregătiți, așa că haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește Haaland să facă înapoi la City. E bine, haideți să vedem cine este câștigătorul balonului de aur și este Haaland, mă, let's go! Pentru a treia oară, cred că Haaland câștigă balonul de aur. E bine, vedem aici la Euro că Haaland nu s-a calificat, așa că Haaland nu va prinde acest Euro. E bine, haideți să mă luați sezonul, haideți să vedem cum arată Haaland și are în continuare 97 overall, adică este destul de neformă, zic așa, însă toți ceilalți jucători sunt la național în afară de jucători brazilieni, pentru că na, nu este Brazilia încă. Hai să vedem totuși ce a reușit aici să facă Haaland și 38 de goluri. Bine, bine, hai că e bine 38 de goluri. Hai să vedem dacă a reușit Golden Boot. Nu reușește pe locul 2, bă, de aproape. Mai departe, hai să vedem în Premier League și reușim să câștigăm Premier League, let's go. Dacă n-a reușit în primul sezon, e bine, în sezonul acesta reușim să câștigăm cu 85 de puncte Premier League. Haideți tot să vedem ce a făcut și în Champions League. Vedem că din grupă am ieșit pe locul 2, Leverkusen pe 1. Ok. În Round of 6 se pare că am dat de Real Madrid, pe care a reușit să o bate cu 5-4 la general. Echipa Real Madrid, fosta echipa lui Haaland, care a câștigat de 3 ori la rând Champions League-ul, Manchester City reușește să o scoată. În quarterfinal se pare că dăm de Inter, pe care City o învinge cu 2-1 la general. În semifinal se pare că dăm de Olympique Marseille, pe care o batem cu 6-3, îi spulberăm. Și final se pare că va fi versus PSG, care au câștigat acolo cu 4-1 la general. O finală interesantă între Haaland și Mbappe, însă haideți să vedem cine este adevăratul The GOAT în această eră și este Haaland, mă, let's go! Haaland câștigă aici Champions League-ul cu 2-1, pierde în fața lui Haaland Mbappé. Reușim aici să mai câștigăm încă un Champions League. E bine, am intrat în următorul sezon și îl vedem aici pe Haaland la 97 overall, însă acest sezon vreau să-l transferăm de la City, pentru că City este o echipă bună, nu mă înțelege greșit, însă trebuie să câștigăm Liga și în alte ligi, trofeul ligii, mă refer. Așa că hai să vedem totuși oferte primim pentru Haaland. E bine, și se pare că prin ofertă pentru Haaland de la Milan. Ok, de la Milan, AC Milan. Ok, acceptăm. Clar, acceptăm. Ei bine, și Haaland până la urmă pleacă din nou de la Manchester City după ce a câștigat Champions League-ul, însă se duce în Italia la AC Milan ca să câștige și acolo trofee. Ei bine, ajungem în Italia unde vedem că aici ar trebui să fie Haaland. Ia uite-l, ia uite-l aici jos, 98 overall. Ok, ok, a crescut plus 1. Mama, echipa arată foarte, foarte bine, nu știu ce caută acești jucători aici. Loftus check, ok, o să iasă. Ok, trebuie să reparăm echipa asta. Ei bine, cam așa va arăta echipa, echipa foarte, foarte, foarte bună. Dacă mă întrebați pe mine. E bine, haide să-i punem și un divin plan lui Haaland. Să fim aici, dacă trebuie să facem de 99 overall cât mai rapid. Și vedem că pe Mobile Striker crește în 157 săptămâni, așa că clar mergem pe un Mobile Striker. Sau de fapt și ce, o să mergem pe Complete Striker ca să-i crește acolo la Weak Foot 5 stele. O să crească mai greu, dar o să crească. Să zici, o să avem noi 99. E bine, Haaland și echipa sunt pregătiți, așa că haide să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește să facă Haaland de data asta în Italia. E bine, haide să vedem cine este câștigătorul balonului de aur și este... Oh, este Vini. Am trebuit să mă arată, așa că haideți să vedem cum arată Haaland. Ok, Haaland în continuare 98 overall. Haideți să vedem totuși ce staturi are pentru acest sezon. Are 38 de goluri date. Bine, foarte, foarte, foarte bine acolo. Însă haideți să vedem dacă reușim gheata de aur și... Ok, nu reușim, se pare că Osimhen acolo reușește. Adică, da, nu, suntem la egalitate de puncte. Suntem la egalitate de puncte. 27 cu 27, se pune, mai ales că avem și mai puține meciuri. Am jucat 36 meciuri și am jucat 38, așa că noi câștigăm. E bine, haideți să vedem și ce am făcut în seria pe locul
3, bă, mamă, ce diferențe de puncte mici la 2 puncte, la un punct diferență, practic. Wow, la un punct diferență suntem de locul 1. Wow, la egalitate de puncte cu Napoli, totuși. Hai să vedem, totuși, în Champions League ce am reușit să facem. Se pare că Milan trece aici de grupă cu 13 puncte. Mai departe, se pare că trece peste Barcelona cu 3-1 la general. În quarterfinal se pare că îi batem pe cei la Liverpool cu 3-2 la general. Însă, în semifinal, ne scoate Real Madrid cu 4-3 la general, iar finala este câștigată de Real Madrid. E bine, am uitat în următorul sezon și o să rămânem în Italia la Milan pentru că trebuie să completăm acel obiectiv, trebuie să câștigăm Liga, însă poate cine știe mai schimbăm puțin teren, însă da, din câte văd, nu, echipa pe care avem acum Start e mai bună decât ce avem pe bancă, însă văd că nu avem un portar de rezervă, așa că asta o să transferăm un portar de rezervă. E bine, și îl punem aici pe poziția de rezervă ca portar pe BAC, care o să nu știe destul de mult acolo în caz că se accentează Magdan. Bine, haideți să vedem totuși ce nivelul în plan îi dăm lui Haaland, pentru că mai are puțin și aici la 99 și eu cred că o să-i dăm, da, un target player. E bine, cam așa să arată echipa, eu zic că data asta reușim să câștigăm seria. E bine, haideți să vedem dacă reușește data asta Haaland să câștige balonul de aur și nu pot să cred, iar le-a vini, bă. Bă, cum mă, nu reușește, nu câștigă Champions League, mă, da, aia. Am transmisat așa că hai să vedem cum arată echipa și echipa arată foarte bine, reușim acolo, 99 overall la Haaland, mă, let's go. Hai să vedem totuși ce stats-uri a avut și a reușit 33 de goluri foarte, foarte bine și 9 asisturi. Hai să vedem la gheața de aur ce reușim, nu reușim, pe locul 4 suntem acum de poartă, suntem. Hai să vedem totuși seria, reușim, mă, reușim în seria să câștigăm în sfârșit 81 de puncte, îi spargem pe restul. E bine, hai să vedem ce am făcut și în Champions League, se pare că reușim să ieșim din grupă cu 11 puncte pe locul 1. În Round of 16 se pare că trecem de Borussia Dortmund cu 4-3 la general. În quarterfinal se pare că dăm de RB Leipzig, pe care reușim să-i batem cu 4-1 la general. În semifinale însă dăm de Real Madrid, care ne scoate cu 3-2 la general și se pare că câștigă. E bine, de data asta avem și World Cup-ul. Hai să vedem unde suntem, dar nu văd unde suntem. A, nu te cred. Nu te cred, mă, iar n-a fost calificat, iar nu s-a calificat Norvegia. E bine, am intrat în următorul sezon și vedem că Haaland este la națională, dar nu înțeleg de ce este la națională, pentru că dacă mă duc frumos aici, la internațional și dăm jos de tot, unde Man City era la cap, nu este pe aici, nu este absolut tot, puneți pauză și uitați la fiecare că nu este Norvegia aici, așa că nu înțeleg de ce este la națională, dar ok. În fine, în sezonul acesta o să-l punem pe transfer market, pentru că Haaland trebuie să plece de aici, trebuie să câștige Champions League-uri. Bine, suntem în deadline day și nu primim absolut nicio ofertă pentru Haaland, pentru că da, este cam scump. El valorează undeva la 287 de milioane, nu se zice atât, bine, probabil că are 30 de ani și da, dar totuși. Așa că din cauza că nu plecăm, o să upgradăm această echipă, adică ori plecăm, ori upgradăm și nu putem să plecăm pentru că nu se transferă, așa că o să upgradăm. Să facem un right back și un nou fundaș. E bine, la Milan vine Araujo cu Ashraf Hakimi aici pe dreapta, care o să ne duce foarte, foarte mult. Bine, și cam așa va arata echipa pentru acest sezon. Eu zic că arată destul de bine. Haideți să simulăm și acest sezon să vedem ce reușește să facă Haaland din nou la Milan. E bine, haideți să vedem, poate în 2030 reușește aici Haaland să câștige și este tot bine, dar mă așteptam oricum că au câștigat acolo Champions League-ul. Am transmisat, hai să vedem cum arată Haaland în continuare. Are 99 în cutere, deja a început să scadă. Însă haideți să vedem ce stats-uri are și 34 de goluri. E ok, ok. Hai să vedem totuși gata de aur, reușim să o câștigăm acolo cu 20 de goluri. Let's go. Hai să vedem Liga totuși pe locul 3. Ok, pe locul 3. Hai să vedem totuși în Champions League ce am făcut. Se pare că am terminat grupa pe locul 1 cu 15 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Arsenal, care o batem cu 5-4 la general. În quarterfinal dăm de Roma, o echipă tot de Italia, însă o batem cu 5-2 la general. În semifinale se pare că dăm de la Atletico Madrid, pe care o bate cu 7-3. Wow, ce diferență mare de goluri, 7-3 la general. Și se pare că finala au jucat versus Real Madrid, care am pierdut-o. Bă, de ce mereu pierdem versus Real Madrid? Bă, ne bate Real Madrid continui. E bine, am intrat în următorul sezon. În acest sezon o să încercăm din nou să-l transferăm pe Haaland. Bine, am ajuns la deadline day, din păcate nu primim absolut nicio ofertă pentru Haaland. Toate ofertele sunt pentru toți ceilalți jucători, însă pentru Haaland nici măcar o ofertă. Chiar dacă se pare că market value-ul lui Haaland scade din cauza că are 31 de ani. E bine, pentru că va rămâne, o să căutăm aici să upgradem echipa și următoarea poziție pe care vreau să upgradăm este portarul.
Zadarov, trebuie să găsim un portar mai bun decât Mike Nunn, pentru că el a început să scadă, așa că haideți să găsim un portar mai bun decât el. E bine, și acel portar care vine în locul lui Mike Nunn este Diogo Costa, care o să joace aici destul de bine și o să și Mike Nunn o să-l schimbe când are nevoie. Restul echipei văd că arată destul de bine, Benacer mai fi încă o variantă, însă o să păstrăm sezonul ăsta. Dacă scade sezonul următor și tot nu putem să plecăm, atunci îl schimbăm. Așa că haideți să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușim să facă Haaland din nou la AC Milan, poate reușim până la urmă să câștigăm și noi acel Champions League o dată. E bine, haideți să vedem data asta, poate reușim aici să câștigăm din nou Balonul de Aur și reușim până la urmă, reușim să câștigăm Balonul de Aur. Haaland câștigă din nou Balonul de Aur după mult timp. A treia de simulare și acest sezon, haideți să vedem cum arată Haaland și are în continuare 99 overall. Încă n-a început să-i scadă din overall, însă haideți să vedem ce stats-uri are pentru acest sezon. 33 de goluri în continuare, destul de bine, se pare că avem 26 de goluri în seria. Hai să vedem, gheata de Aur, reușim? Nu reușim, ba da, se împarte locul, deci practic reușim pentru că avem același număr de goluri și aceleași meciuri jucate, practic am câștigat și noi. Hai să vedem Liga, reușim mă să câștigăm Liga, ok, interesant. Haideți să vedem ce am făcut în Champions League, se pare că am fost în grupă cu FCSB, Liverpool și Borussia Dortmund și într-un univers paralel se pare că FCSB este pe locul 3 și Liverpool pe locul 4 și dacă veți aici în dreapta, FCSB bate Liverpool, ok, nu se mai înțelege nimic din această simulare. Mai departe vedem că am dat de Lens pe care am bătut cu 5-2 la general. În quarterfinals am dat de Chelsea pe care am bătut cu 4-3 la general. Însă în finale însă dăm de Barcelona care ne scoate cu 3-1 la general. Și câștigă PSG, ok. Hai să vedem că s-a calificat Norvegia și din câte văd, da, nu s-a calificat Norvegia. Da, nu înțeleg ce nu se califică, nu pot să câștig și eu un euro sau un World Cup. E bine, am intrat în următorul sezon unde vedem că Haaland în continuare 99 overall. În continuare noi o să încercăm să îl punem pe lista transfer și să-l cumpere cineva. Însă vom vedea dacă vom primi ofertă. E bine, se pare la fel ca în sezonul anterior, nu primim absolut nicio ofertă, suntem la deadline day și nu primim nicio ofertă, renunți, rămâne aici Haaland. Aha, a scăzut aparent un overall și el costă cât costă? 235 de milioane, bă, nu e chiar așa de scump și mai ales că expiră și contractul, nu e chiar așa de scump, îl luai undeva la 200 de milioane. E bine, haideți să vedem ce putem să upgrade la echipa asta dacă tot stăm. Ajra Fakimi se pare că scade, ok, Benacer și Hernan se pare că scad și ei, se pare că trebuie să facem 3 schimbări, bă, o să fac doar 2. E bine, și l-am adus pe Tchouaméni și pe Balde aici în locul lor. Eu zic că sunt niște transferuri destul ok și o să ne ajute pe noi să câștigăm ceva, cred, sper. Dar vedem că Leo scade și Hakimi o să scadă probabil, deci o să fie destul de greu. E bine, echipa arată destul de bine, din păcate Haaland o să scadă și nu cred că putem să pun un nivel în plan încât să mai crească. Iar arată că scade, așa că da, cam mai a fost cu creșterea, însă am ajuns la 99, deci am completat acel obiectiv. Haideți să vedem ce reușește Haaland să facă în continuare la Milan. E bine, haideți să vedem dacă reușim să câștigăm din nou Balonul de Aur și reușim până la urmă să câștigăm din nou, mă, let's go, reușim să câștigăm acolo. E bine, trebuie să hai să vedem cum arată Haaland, a scăzut la 97 overall, wow, ok. Haideți să vedem totuși ce reușește să facă și 39 de goluri, bă, bine. Hai să vedem că câștigă Liga, nu câștigă pe locul 2, Juventus pe locul 1. Bine, haideți să vedem ce are să facem în Champions, că se pare că ieșim din grupă pe locul 1 cu 13 puncte. În Out of 6 se pare că dăm de Sporting, pe care îi batem cu 6-2 la general. În quarterfinal se pare că dăm de AS Monaco, pe care o învinge cu 5-2 la general. Însă în semifinale ne scoate Spurs cu 4-2 la general. Bă, Spurs, mă, pe bune. Și Spurs câștigă finala Champions League. Wow, ok. E bine, am intrat în următorul sezon, unde vedem că Haaland în continuare are 97 overall. De data asta o să încercăm să vedem, poate reușim să transferăm până la urmă, dar nu prea cred. Deși el costă acum 235 de milioane. Destul de mult să-și fiu sincer pentru un 33 de ani o să aibă în curând. E bine, se pare cum ne-am obișnuit că nu prinde niciun transfer Haaland pentru că costă prea mult, presupun. Echipa în continuare arată bine, însă, da, va trebui să schimbăm doi jucători și acei doi jucători sunt Hakimi cu Leao, însă, de fapt, o să mai păstrăm încă un sezon pe Leao, pentru că overall 88 totuși o să scadă, dar eu zic că merge. Și o să transferăm doar un raibă. E bine, și în locul lui Hakimi intră Arnau Martinez, pe care l-a mai văzut Haaland, a mai fost că în echipă la Real Madrid. Și cam așa o să arate echipa, eu zic că o să se scuze destul de bine, așa că haideți să vedem. Bine, haideți să simulăm și acest sezon, să vedem ce reușește în continuare Haaland să facă și cât o să scadă, presupun. Haideți finala data asta la care reușim să câștigăm din nou Balonul de Aur. Haideți să vedem. Let's go. Și reușim, let's go. Haaland.
Haaland, nu știu câte baloane are, că nu le-am numărat, nu știu câte are, însă voi știți exact câte are. E bine, antrenat dismulat, hai să vedem cum arată Haaland și vedem că are, ok, are 96 overall. Hai să vedem totuși câte goluri a reușit să dea Haaland și a reușit 40 de goluri. Bine, bine, bine. Gheata de aur, hai să vedem și reușim aici gheata de aur cu 28 de goluri, let's go. Liga reușim să câștigăm, reușim să câștigăm și Liga, let's go, 88 de puncte. Bine, mă. Hai să vedem totuși ce am făcut în Champions League, vedem că am întrenat grupa la egalitate de puncte cu Barcelona. În Round of 6 se pare că i-am bătut pe cei de la Newcastle cu 3-2 la general, însă în quarter final se pare că ne-a scos Atletico de Madrid 4-2. Și se pare că avem și Men's International Cup, adică World Cup-ul, care, din câte am văzut eu, este Norway. Ok, este Norway în grupa D. Ultima șansă a lui Haaland să câștige World Cup-ul. Este în grupa cu Ucraina, Ghana și Anglia. Ok, o grupă destul de ușoară. E bine, am intrat și următorul sezon, unde vedem că Haaland se retrage. What? Dar cum, mă? Dar 33, bine, să facă 34 în curând. Wow, ok, se retrage, dar cum? E bine, chiar că e ultimul sezon, ultimul World Cup pe care l-are. Haideți să vedem ce a făcut în grupă, pentru că dacă n-a trecut de grupă, nu e la Round of 16 și se pare că e pe locul 3. Nu reușește Haaland. Bă. E bine, acest sezon nu o să mai fac absolut nimic și o să păstrez așa echipa cum este și o să dăm simulare, pentru că da, nu prea mai are sens. Oricum, jucătorii sunt destul de buni, poate și știi are șansă la balonul de aur. Hai să dăm simulare acest sezon, să vedem ce reușește și ce Haaland să fac în ultimul lui sezon. Ultima șansă a lui Haaland să câștige ultimul său balon de aur. Hai să vedem dacă reușește până la urmă. Și reușește, mă, reușește acolo să câștige din nou balonul de aur. Let's go. E bine, antrenat de simulat, ultimul sezon, pentru că Haaland se retrage, însă haideți să vedem cu ce overall se retrage. Și se pare că se retrage cu overall de 94, eu zic că este destul de bine. Însă haideți să vedem câte goluri a reușit să marcheze Haaland în ultimul sezon, 32 la număr. Ok, hai să vedem dacă reușește gheata de aur, nu reușește, pe locul 4 el. Hai să vedem Liga o câștigă, nu reușește, locul 3, dar a fost aproape. Haideți să vedem ce a făcut în Champions, se pare că am ieșit din grupă pe locul 1 cu 15 puncte. În Round of 6 se pare că am dat de Mönchengladbach și am reușit să trecem de ea cu 6-4 la general. În quarter final se pare că dăm de Real Madrid, pe care în sfârșit reușim să o batem și cu 2-1 la general și să trecem mai departe. În semifinale dăm de City, pe care o batem cu 5-1 la general. Wow, eu am spart pe City. Și în final vedem că o vom juca versus Barcelona. Haideți să vedem că am câștigat-o și reușim să o câștigăm, mă, let's go. Ultima finală, ultimul Champions League, ultimul sezon, reușim. Let's go. E bine, și după acest sezon Haaland o să se retragă și o să devină un icon, pentru că hai să fim serioși, la cât a câștigat, câte balone de aur a reușit să câștige, clar este un icon. Din păcate asta este, să retrage, dar bă, se retrage cu glorie la AC Milan, pentru că a jucat foarte bine și la City și la AC Milan și la Real Madrid, a reușit de 3 ori să câștige, ba chiar Champions League-ul. La AC Milan s-a cam blocat, dar e ok, eu zic că a reușit destul de multe. Obiectivele, eu zic că suntem cam pe acolo, golurile, nu cred că am reușit golurile, că sunt cam multe, 400, dar am avut încredere în Haaland. Obiectivele, eu zic că le-am cumplit aproape pe toate, însă n-am reușit să completăm obiectivul cu World Cup-ul sau cu Euro, n-am reușit, din păcate. Baloana de aur cred că am fost aproape, Golden Boot cred că am reușit, 99 overall am avut, deci eu cred că cam pe acolo suntem, cred că am reușit majoritatea, însă clar, câteva n-am făcut. Oricum, sper că v-ați bucurat uitându-vă la această simulare a unui jucător. Dacă mai vreți, nu uitați acolo să-mi spuneți în comentarii și cu ce alți jucători să facem. În continuare, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să zicem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postez nou. I-a fost Andrei Albait, v-am pupat, pa, pa!